Măsurile pentru compensarea factorilor la energie nasc noi dezbateri acide în coaliția de guvernare. După ce premierul Ciucă a anunțat că se va reduce TVA-ul la energie de la 1 aprilie, Marcel Ciolacu spune că se poate de la 1 februarie și nu doar la energie, ci și la gaze naturale. Însă nici Florin Câțu nu a rămas dator și l-acuză pe liderul PSD de declarații populiste. Colega noastră, Gabriela Mihai, ne spune mai multe despre noile contre din coaliția de guvernare. Te ascultăm. Am găsit în aceste momente vorbim despre o serie de declarații în contradictoriu între liderii coaliției de guvernare, pentru că vedem, ieri premierul României, Nicolae Ciucă, a făcut o declarație prin care a spus că prezintă noi măsuri în privința facturilor la energie, măsuri pentru populație. Una dintre aceste măsuri este referitoare la faptul că de la 1 aprilie propune premierul Nicolae Ciucă că să fie scăzut TVA-ul pe facturile de energie până la 5%, astfel încât să fie în continuare facturi cu tarife mai mici. Pe de altă parte, am văzut că Marcel Ciolacu, liderul social-democrat, a salutat pe pagina sa de socializare acest demers pe care îl face premierul Nicolae Ciucă. Mai mult însă a spus liderul social-democrat Marcel Ciolacu că această reducere a TVA-ului ar trebui făcută de la 1 februarie, nu trebuie să așteptăm 1 aprilie, pentru că românii în această perioadă plătesc facturi mai mari. Mai mult decât atât, reducerea TVA-ului ar putea să fie făcută și pentru facturile la gaze și totodată propune Marcel Ciolacu ca până la urmă să fie redus la zero TVA-ul în contextul în care dă exemplul Poloniei. Pe de altă parte, nu a întârziat să apară replica liderului Partidului Național Liberal, Florin Cîțu, cel care spune că această declarație este una electorală și îi reamintește lui Marcel Ciolacu că alegerile vor avea loc din 2024. Și totodată susține că dacă Marcel Ciolacu, liderul social-democrat, a făcut această propunere, atunci înseamnă că a primit asigurări din partea ministrului finanțelor că există bani la buget. Iar ceva mai devreme, tot Florin Cîțu, liderul Partidului Național Liberal, a precizat că aceste măsuri luate de guvern în aceste momente nu sunt măsuri pe termen lung în privința facturilor la energie, unde prețurile sunt ridicate, sunt doar măsuri de moment și nu există bani la buget pentru aceste compensări și plafonări. Așadar, vedem că vine o critică din partea președintelui Partidului Național Liberal chiar pentru premierul Nicolae Ciucă și ministrul energiei Virgil Popescu. Vom vedea ce decizie se va lua până la urmă în ședința coaliției de guvernare, acolo unde liderii politici trebuie să stabilească ce vor face mai departe.